Ok, bună dimineața din Tallinn. Mă numesc Victor Guzun, sunt expert e-transformare la Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare din Republica Moldova și astăzi împreună cu colegii mei din Laboratorul pentru Inițiative pentru Dezvoltare, LID Moldova și echipa Agenției de Guvernare Electronică din Republica Moldova, vă invităm la lansarea platformei educaționale e-transformare, care o lansăm chiar astăzi dimineață. Astăzi vom avea un eveniment relativ scurt, de aproximativ 45 de minute, o oră. Vom discuta despre ce reprezintă platforma noastră. Vom avea 4 intervenții și după care așteptăm și eventual de întrebări care le aveți dumneavoastră. Voi oferi cuvântul domnului Igor Ciurea, directorul executiv al LID Moldova, care ne va vorbi despre necesitatea dezvoltării platformei și o mică prezentare a LID Moldova. După care voi ruga domnul Reimer Wagner, directorul de proiect al Fundației Friedrich Naumann pentru Libertatea din România și Republica Moldova, să ne vorbească un pic despre e-transformare și de ce e-transformarea Republicii Moldova este o prioritate pentru partenerii noștri și vă mulțumim încă o dată pentru susținerea inițiativei noastre. După care voi ruga domnul Gheorghe Ursoi, directorul adjunct al Agenției de Guvernare Electronică, să facă o scurtă prezentare a Agenției de Guvernare Electronică și necesitatea dezvoltării unei platforme de acest gen din perspectiva agenției, după care eu voi face o scurtă prezentare a platformei, voi naviga prin capitolele principale și după care vom avea o sesiune scurtă de 10-15 minute, dacă vor fi întrebări, de întrebări și răspunsuri. Întrebările dumneavoastră le puteți adresa pe pagina Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare din Facebook. Acolo Nicoleta Stăvilă le va prezenta nouă și speakerii vor răspunde la ele. Spunând acestea, vă salut încă o dată. Mulțumim partenerilor noștri, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, pentru susținerea acestui proiect, Agenției de Guvernare Electronică, care sunt partenerii noștri de bază. Și spunând acestea, ofer cuvântul domnului Igor Ciurea, director executiv LID Moldova. Igor? Bună ziua! Eu mă bucur foarte mult că am ajuns și la acest moment. Discutăm despre necesitatea unui astfel de instrument de educare, de promovare resurselor pe subiectul de e-transformare de foarte mult timp și mă bucur că am reușit sau reușim astăzi să lansăm acest produs. Câteva cuvinte despre Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare, LID Moldova, cum îi spunem noi, așa mai pe scurt. Un think tank lansat înregistrat în anul 2019, dar cu activitate de mai mulți ani. Echipa care lucrează în organizație a avut o serie de proiecte și inițiative până la înregistrarea oficială a fundației. O organizație non-profit, non-politică, o organizație care susține și încearcă să susțină prin expertiză, prin activități educaționale, atât instituțiile publice, cât și diferiți agenți neguvernamentali pe diferite domenii. Vorbind nemijlocit de domeniile noastre de activitate, conform strategiei organizației, noi avem 3 domenii mari pe care ne axăm sau în direcția în care lucrăm un pic mai mult. Primul este cercetare, inovație și dezvoltare economică. O altă prioritate este abilitarea și promovarea agenților schimbării și direcția nemijlocit legată și de evenimentul de astăzi este domeniul de transformare și modernizarea serviciilor publice ca parte componentă a planului de strategic de activitate este și evenimentul de astăzi. În general, noi misiunea noastră ca organizație este de a oferi suport, expertiză instituțiilor publice în procesul de modernizare, de dezvoltare a politicilor publice, dar și suport agenților schimbării, așa cum îi numim noi, organizațiilor, persoanelor active, pentru că aceștia să-și amplifice inițiativele și eforturile pe care le fac pentru modernizarea țării noastre și a procesului de guvernare. Subiectul de transformare e unul foarte important pentru organizația noastră. Activitatea și lansarea platformei de astăzi este un următor pas într-o serie lungă de activități care au fost realizate.
odată cu pandemie, eu cred că și noi și alte organizații s-au activizat foarte mult și au înțeles că este un răspuns foarte sănătos, e transformarea și digitalizarea anumitor servicii publice pentru a nu limita accesul cetățenilor la acestea. Dar noi cumva ne-am asumat rolul ăsta, cred că mult înaintea pandemiei. Pandemia doar a fost un catalizator în cazul altor actori. În cazul nostru, lucrul ăsta se întâmplă de ceva timp. În perioada imediat ce am fost martori acestei pandemii, noi am lansat o serie de seminarii online în care am adunat specialiști din diverse domenii, sănătate, educație, business, democrație, din țară și de peste hotare, încercând să identificăm, pe de o parte să scanăm, să înțelegem care sunt soluțiile de guvernare disponibile la momentul în Republica Moldova, să vedem care sunt practicile internaționale și să înțelegem care ar trebui să fie pașii care ar urma să fie. Proiectul ăsta sau serie de activități, noi l-am intitulat 5GOV Webinars for Moldova, în cadrul căreia, după cum am menționat, deja am fost peste 15 evenimente, a fost produs și un ghid care sumarizează discuțiile. Ori noi am avut o expertiză foarte bună atât din țară cât și de peste hotare și era păcat să nu avem și anumite lucruri care să rămână pentru ca și persoanele care nu au participat să poată consulta. Documentul disponibil pe site-ul nostru pe leadmoldova.org. Un alt eveniment foarte aproape de subiectul și evenimentului de astăzi este conferința organizată pe subiectul interacțiunii datelor deschise și a protecției datelor caracter personal, în care am încercat să explicăm și să venim cu argumente în plus că aceste două elemente, procese, fenomene nu sunt de fapt în conflict, dar se completează foarte bine unul pe celălalt. Discuțiile au avut loc în cadrul unei conferințe fizice la Chișinău, cu implicarea atât a persoanelor din țară cât și de peste hotare. În domeniul soluțiilor de e-guvernare și vot online, am avut un alt proiect foarte frumos, votul prin internet, o soluție pentru cetățenii de peste hotare, în care am discutat din punct de vedere politic, din punct de vedere juridic, din punct de vedere tehnic, eficiența mecanismului de vot prin internet în afara țării și în Republica Moldova și posibilitățile de implementare acestei structuri. Au fost evenimente educaționale în școli, în universități, în site organizate, în care colegii noștri, în special Victor, a mers în site și a povestit despre experiența și beneficiile, de fapt, procesului de modernizare a serviciilor publice, digitalizare a serviciilor publice, ori avea o infrastructură digitală bună, avea o serie de servicii, este insuficient dacă oamenii nu înțeleg rolul acestora și nu pot eficient să le utilizeze. De asta trebuie de lucrat atât cu instituțiile publice, cât și cu cetățeanul de rând, care este beneficiarul principal al acestor servicii. Și periodic lansăm diferite analize, studii, cercetări, instrumente și cred că din abundența asta de materiale a apărut și necesitatea de a avea un loc, un hub unic, educațional, unde poți să intri, să vezi atât produsele făcute de către echipa Lead Moldova, dar și de către alți actori activi, inclusiv foarte multe produse bune educaționale sunt lansate și de colegii de la Agenția de Guvernare Electronică și din diferiți parteneri din societatea civilă. Vreau să mulțumesc și eu foarte mult partenerilor noștri care au susținut ideea. Vreau să mulțumesc membrilor echipei, inclusiv sau în special Nicoletei Stavilă, care a lucrat foarte mult pe texte, informații, plasare. Vreau să mulțumesc lui Victor, care pe lângă faptul că este un ambasador al e-transformării, a avut și el o implicare extrem de mare în realizarea proiectului DAT. Partenerilor noștri de la Nauman, care cred în digitalizarea serviciilor publice, și partenerilor de la Agenția de Guvernare Electronică. Și un lucru extrem de important cu care vreau să închei, platforma e un instrument viu care urmează să se dezvolte, în care noi sperăm să avem
contribuții din partea mai multor actori, de asta vin și cu o invitație către persoanele care dispun de expertiză relevantă conținutului platformei, să beneficieze, să ne contacteze, pentru ca noi să putem să le oferim posibilitatea de a plasa informații pe această platformă. Noi deja avem câțiva contribuitori, dar mizăm foarte mult pe extinderea acestui bazin de persoane care contribuie. Mersi mult tuturor! Sigur, mersi tare mult! Vorbeai anterior despre Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, despre deschiderea lor, despre faptul că noi n-am început promovarea dezideratului de e-transformare în Republica Moldova și toate produsele care le-am făcut noi în timpul pandemiei, dar totodată pandemia a fost un catalizator pentru noi, pentru că noi niciodată n-am organizat atâtea evenimente într-un singur an tematice, doar proiectul EGO for Moldova a avut 15 evenimente în parcursul a 5 săptămâni consecutive și am avut sute de persoane. Dar să întrebăm reprezentantul fundației, directorul pentru România și Republica Moldova, de ce e-transformarea este prioritate pentru dumneavoastră? De ce dumneavoastră ați decis să ne susțineți? Și care este, de fapt, viziunea dumneavoastră din perspectiva de promovare a tot ce înseamnă e-transformare, digitalizare și guvernare Republica Moldova? Raimar, vă rog mult! Bună ziua! Ce să zic de ce? O să încep cu o poveste personală recentă. În primul rând, bună ziua de la Sibiu! Mă aflu astăzi aici la Sibiu, la mine acasă, unde putem vorbi că avem un oraș destul de digitalizat. Adică dacă ne uităm la serviciile pe care le oferă, de exemplu, primăria, după ce îmi fac un cont al meu pe primărie, deja niște lucruri merg foarte bine. Pot să mă programez la starea civilă ca să-mi schimb buletinul, se face doar online, anumite lucruri, formulare, dosare, amenzi, taxe, totul se poate plăti deja online. Deci sunt niște... suntem într-un oraș destul de digitalizat. Dar povestea mea începe, de fapt, cu Registrul Comerțului, altfel o instituție care funcționează foarte bine la Sibiu, dar unde a trebuit să mă deplasez personal tot așa să depun niște acte și să completez niște formulare. Am fost preluat frumos de o doamnă care a căutat într-un dosar acel formular ca să-l tragă la Xerox, ca să-mi dea acel formular, care nu mai era în acel dosar. Bineînțeles că doamna s-a dus la alt etaj, s-a întors după vreo 15 minute, mi-a dat în sfârșit formularele, a mai durat încă 25 de minute să le completez, să le punem, să le depunem. După aia a trebuit să urc la etaj, la alt ghișeu, unde ne apropiam de sfârșitul orei de program, eram cu 5 minute înaintea sfârșitul programului, unde o doamnă la ghișeu zice, nu mai pot să vă preiau, veniți mâine. Deja mi se ridicase așa tensiunea un pic, cred că m-a și văzut, nu am zis nimic, am rămas acolo, până la urmă totuși mi-a luat actele și... Uite, asta se întâmplă când nu avem niște formulare PDF care se pot completa automat și depune via mail. Povestea nu se încheie chiar așa. Am fost sunat ieri, că au zis, în cadrul petiției și dosarului dumneavoastră, ați depus o filă care nu trebuia să fie acolo și în plus nu are niciun rost. E, pentru asta dumneavoastră trebuie să depuneți o cerere să nu fie luată în considerare acel înscris. Deja mă gândeam, iară, du-te mașină, du-te până acolo, depune la registratura acest lucru, dar până la urmă doamna a reușit să facă, să pună o virgulă la telefon, zice, dar ați putea să mi-o trimiteți și pe mail. Zic, stai doamnă, atunci o fac acum. Ea mi-a dictat ce a trebuit să facem, eram la telefon, am trimis acea cerere la mail. Eu am scăpat de două ore probabil pierdute din viață, ceva ce am rezolvat cu un simplu mail în acea discuție telefonică de 5 minute. Despre asta vorbim la digitalizare. Deci nu trebuie să ne gândim câteodată la lucruri complexe sau marile.
înseamnă cum facem viața cetățeanului cât mai simplă. Cred că asta trebuie să fie principiul. Cum îi simplificăm omului viața să nu-și piardă. Dacă mă amintesc când am făcut prima firmă în 2007 și încă completam OP-uri de mână, ordine de plată de mână pe la bănci, și că astăzi toate plățile și tot ce ține de firma mea reușesc să o fac într-o oră, deci într-o oră pe lună am rezolvat business-ul, pentru că totul se face digital, suntem foarte avansați. Ăsta e dezideratul, ca oamenii, în primul rând, să aibă competențele digitale ca să poată să folosească aceste instrumente și, în al doilea rând, aceste instrumente trebuie să existe și să fie cât mai simple, cât mai ușor de folosit. Am început cu această poveste pentru că, într-adevăr, te enervezi când vezi că încă folosim multă hârtie și multă birocrație care se poate rezolva mult mai simplu când știi că există astfel de modele. Și vreau să mă întorc aici în anul 2015, când am cunoscut prima oară un astfel de model, tot cu ajutorul lui Victor aici de față, când într-o vizită a unui primar și unui președinte Consiliul Județean din Estonia, am aflat pentru prima oară ce înseamnă digitalizarea administrației, cum s-ar spune, pe bune, de la mama ei acasă. Și când acel primar ne-a arătat o poză cu un fel de căsuță, o casă singură și izolată în pădure și zicea: aceasta este primăria mea. Și ceea ce observam, nu era niciun om, nu era nicio coadă, nu era nimeni. Pentru că cetățenii din Estonia, la primăria lui, depuneau totul și toate procesele birocratice erau deja digitalizate. Atunci am aflat prima oară că se poate, atunci am văzut prima oară cât este de eficient un astfel de sistem și, bineînțeles, în discuțiile și de după seminarii cu acești doi domni am devenit primul fan al digitalizării. Și de atunci nu ne-am oprit cu acel proiect. Practic din 2015 Fundația Friedrich Naumann cu partenerii din Moldova și mai ales acum vedem în LID Moldova, unul din partenerii principali ale proiectelor noastre de digitalizare. Vom continua acest parcurs și cu fiecare om, cu fiecare funcționar public, cu fiecare politician, cu fiecare cetățean sau cu fiecare reprezentant al societății civile sau unui ONG, pe care îl convingem să devină, să zicem, un fan al accelerării digitalizării, cred că este un câștig. Noi am lucrat în multe proiecte. Unul din proiectele mari a fost o cercetare și o dezbatere, până la urmă, europeană, pe care am inițiat-o cu parteneri politici și din societatea civilă asupra posibilității introducerii, de exemplu, votului pe internet. Un subiect greu, dificil, dar asta fac până la urmă think tank-urile, se apucă de aceste subiecte. Aud cu plăcere că se pare că Georgia va introduce votul pe internet și au mers foarte, foarte, au avansat foarte tare în acest domeniu. Anul ăsta preconizăm să aducem la oaltă primari care sunt campioni ai digitalizării. Deci să avem o serie de evenimente, un eveniment virtual, să zicem, cu gazdă la Chișinău, unde să aducem primari europeni care să prezinte pentru Moldova bune practici din Europa. Participi la o conferință. Nu ne aude nimeni, adică dacă ceva, dar vreau să aud. Am fost un pic întrerupți, dar Nicu poate închiză așa microfonul. Vom avea un al doilea workshop la Budapesta, unde vom aduce primari, să zicem, de orașe și municipii mari, urmând să organizăm această conferință offline, unde să fim în prezent, sper de data asta, într-adevăr, undeva
la sfârșitul octombrie, noiembrie în Tallinn. Sunt multe proiecte pe care le avem, dar într-adevăr cred că asta este viitorul. Pandemia trebuie să o luăm și ca o oportunitate. Ne-a forțat să ne digitalizăm, să ne educăm digital. Pe mulți instituțiile au trebuit să reacționeze ca să funcționeze. Sper ca acest fenomen să nu fie unul reversibil, adică să ne întoarcem la vechile metehne, și cred că aici ai rolul unei agenții de guvernare electronică și vă mulțumesc, domnule director, că sunteți aici, să păzească acest drum să devină irreversibil, adică să mergem pe această direcție, pentru că asta este viitorul. Eu vă mulțumesc că sunteți aici și aștept chiar cu nerăbdare să văd prezentarea platformei. Raimar, vă mulțumim încă o dată. Câteva elemente importante care le-ați menționat. În primul rând, că fiecare persoană sau fiecare instituție sau fiecare membru a unui sector asociativ sau domeniului de afaceri este foarte important pentru promovarea a tot ce înseamnă e-transformare și acest deziderat de e-guvernare și digitalizare Republicii Moldova, pentru că toate statele care au devenit societăți digitale, toate orașele, deci au înțeles la un moment dat că succesul, de fapt, sau cheia succesului este în această cooperare pe toate palierele. Mă refer aici și la instituțiile de stat, pentru că ei tot trebuie să dezvolte, din punct de vedere politic, tot această legislație, dacă doriți, care să fie permisivă și să fie una lejeră, pentru că altfel noi, de fapt, digitalizăm birocrația, da? Sau repetăm aceleași lucruri. Este foarte important să avem această cooperare cu companiile IT și cu toți actorii care lucrează în acest domeniu ICT, pentru că oricare guvern de lume nu va avea suficiente resurse umane, financiare, ca să aibă această capacitate de dezvoltare a unor soluții. Totodată, odată dezvoltate aceste servicii, de exemplu, în Republica Moldova noi avem practic peste 200, dacă nu greșesc deja, de servicii de guvernare electronică și numărul lor este în continuă creștere. În fiecare zi, această pandemie doar a dinamizat acest lucru, însă nu este suficient să avem doar un număr X de soluții. Este foarte important și, de fapt, este crucial să avem această utilitate, utilizarea lor, ca oamenii să le folosească. Și aici, probabil, vine și rolul platformei noastre, să explicăm într-un limbaj simplu, într-un limbaj intuitiv, dacă doriți, ce funcționează, de ce nu funcționează, să răspundem la întrebări, să mărim acest bazin sau această masă critică de oameni care a înțeleg și doi folosesc serviciile de guvernare electronic. Colegi, acum aș vrea să ofer cuvântul domnului Ursoi, director adjunct al Agenției de Guvernare Electronică, agenția și instituția din Republica Moldova care este direct responsabilă de implementarea soluțiilor de guvernare electronică și Agenția de Guvernare Electronică de la bun început. De când noi am început, toate aceste evenimente de care a vorbit Igor și Raimar au fost alături de noi, practic în toate evenimentele, și avem această cooperare de durată și suntem siguri că vom avea o cooperare de durată și de acum încolo. Domnule Ursoi, dacă ne puteți face o scurtă prezentare Agenției de Guvernare Electronică, poate câteva soluții și de ce credeți dumneavoastră, dacă credeți, că o asemenea platformă poate fi utilă pentru Republica Moldova. Vă rog. Mulțumesc mult, domnul Guzun. Bună ziua tuturor. Domnul Wagner, vroiam să comentez un pic povestea pe care tocmai ați menționat-o vis-a-vis de experiența avută în raport cu anumite elemente birocratice. Într-adevăr, noi la Agenția de Guvernare Electronică tindem către acel sfârșit luminos pe care l-ați descris, căsuța primăria în pădure, unde nu stau rânduri și nu stau oameni care să aștepte să-și obțină serviciile și să depășim acel element de a merge direct la instituție, de a completa formulare, de a reveni a doua sau a treia zi pentru a mai depune sau mai exclude anumite acte și așa mai departe. Deci, cursul nostru și viziunea noastră este exact în sensul în care ați descris-o și dumneavoastră în această poveste interesantă, dar experiența practică de viață în raport cu elementele birocratice existente. Mie îmi place, îmi face o deosebită plăcere să particip la acest eveniment,
și vreau să mulțumesc organizatorilor în numele instituției publice Agenția de Guvernare Electronică pentru ocazia de a face parte din acest proiect nou, Platforma Educațională de E-Transformare. Tot ce înseamnă e-transformare este misiunea Agenției de Guvernare Electronică, dar și prioritatea noastră și prezintă un interes sporit pentru noi în calitate de instituție responsabilă de e-guvernare în Moldova. Suntem deschiși pentru astfel de colaborări și exprimăm toată susținerea și suntem gata să punem umărul la realizarea transformării digitale în toate domeniile, gradual și continuu, informând și pregătind totodată societatea pentru a percepe și accepta modernizarea și progresul prin intermediul tehnologiei. În cei peste 10 ani de la lansarea procesului de e-transformare în Republica Moldova, opinia publică în mare parte a perceput deja avantajele și beneficiile utilizării platformelor electronice și se declară deschiși și dispuși să folosească serviciile electronice în loc să stea în rând la ghișee și să alerge de la o instituție la alta pentru a obține acte, permisuri, diferite documente, semnături, aprobări și așa mai departe. Aceasta arată rezultatele sondajelor naționale pe care Agenția de Guvernare Electronică le realizează anual cu ajutorul companiilor specializate în cercetare. Totuși există însă încă o anumită reticență față de utilizarea serviciilor publice digitale și cel mai probabil aici este nevoie de mai multă informare, alfabetizare digitală, formare de abilități în accesarea platformelor și serviciilor electronice și mă refer aici la un proces de școlarizare în rândurile populației pentru a utiliza pe larg soluțiile electronice care au fost dezvoltate pe parcursul ultimilor ani, dar și cele care sunt în curs de dezvoltare și care vor fi disponibile publicului în curând. În acest context îmi exprim convingerea că împreună cu laboratorul de inițiative pentru dezvoltare din Republica Moldova, Agenția de Guvernare Electronică, în calitate de instituție creatoare de platforme și servicii digitale, vom crea un parteneriat de încredere în vederea impulsionării procesului de transformare în toate domeniile, administrație, economie, medicină, afaceri, evident prin educarea populației să înțeleagă și să accepte beneficiile acestei transformări. Apreciem faptul că noua platformă educațională care se lansează astăzi a oferit spațiu pentru o serie de produse create de Agenția de Guvernare Electronică, care sperăm să fie utile și se vor bucura de aprecierea vizitatorilor și utilizatorilor acestei platforme. De asemenea, suntem dispuși în continuare să punem la dispoziția publicului și tuturor celor interesați toate materialele care urmează a fi realizate și dezvoltate în cadrul agenției. Mă refer aici la diferite campanii de informare, lansări de noi produse, ghiduri practice, recomandări și așa mai departe. Țin să menționez că Agenția de Guvernare Electronică a lansat ieri campanie de informare și alfabetizare digitală cu genericul e-guvernare pentru toți și fiecare. Acțiunea are scop sporirea numărului de utilizatori ai serviciilor publice digitale, formarea abilităților de accesare a platformelor publice online, informarea privind avantajele utilizării serviciilor electronice și așa mai departe. Campania este destinată publicului larg cu accent inclusiv pe incluziune și grijă față de categoriile vulnerabile de populație, vârstnici, persoane cu dizabilități, locuitori ai mediului rural, persoane care nu dispun de dispozitive cu acces la internet pentru a beneficia de servicii și așa mai departe. Profitând de această ocazie, vreau să îndemn publicul să participe în procesul de e-transformare prin accesarea serviciilor publice, să aibă încredere în progresul tehnologic și să exploreze platforma de e-transformare lansată astăzi, precum și pagina Agenției de Guvernare Electronică, și să fie receptiv la tot ce este nou în materie de tehnologie, pentru că aceasta reprezintă deja prezentul și viitorul, iar lumea aparține celor curioși și progresiști. De aceea, în final, vreau să vă mulțumesc mult pentru această oportunitate și să exprim încă o dată deschiderea Agenției de Guvernare Electronică pentru a participa și susține proiectele de e-transformare și suntem siguri că în parteneriat cu LID Moldova vom realiza și în continuare o serie bună de activități de promovare și conștientizare pentru publicul larg a tot ce înseamnă servicii publice moderne, electronice, e-transformare, digitalizare și așa mai departe. Vă mulțumesc mult! Domnule director, vă mulțumim mult încă o dată pentru mesajul dumneavoastră, pentru deschiderea de care a dat dovadă Agenția de Guvernare Electronică pe parcursul tuturor acestor ani
dar și pentru deschiderea viitoare, pentru că, de fapt, Lead Moldova, împreună cu dumneavoastră, urmărim aceleași scopuri, urmărim ca să avem cât mai mulți oameni care le folosesc aceste servicii de guvernare electronică, cât mai mulți oameni care le înțeleg, să avem această masă critică de oameni, pentru că este absolut clar pentru toată lumea deja, nu mai este un secret, acea nouă normalitate despre care noi vorbim permanent și este de fapt realitate. Noi nu mai revenim la vechea realitate, cum am spus-o noi, pentru că de fapt această pandemie ne-a învățat probabil multe lucruri, dar unul dintre lucrurile de bază care ne-a învățat este că unul dintre acele puține lucruri care funcționează foarte bine sunt soluțiile de guvernare electronică. Ele economisesc o mulțime de bani, timp, resurse, nervi și tot felul de elemente conexe acestui proces. Ele sunt foarte rapide, lucrează 24 de ore, 7 zile în săptămână, 365 de zile, nu obosesc, nu au careva atitudine diferențiată față de o persoană sau de alta. De fapt, este un win-win, cum numim noi, pentru toată lumea, atât pentru stat, pentru funcționarii publici, pentru sectorul de afaceri și pentru cetățeni. De fapt, este o platformă care va uni, într-un fel sau altul, interesele tuturor și acum voi trece la o scurtă prezentare a platformei, cum ea arată. În primul rând, încă o dată repet că această platformă este un produs al Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare din Republica Moldova, Lead Moldova. Ea are drept scop informarea largă a societății despre principiile de funcționare, avantajele transformării digitale și principiile acestor servicii de guvernare electronică funcționale deja în Republica Moldova sau în alte state. De ce avem noi această dualitate, dacă doriți? Pentru că s-ar putea întâmpla ca cineva dintr-un domeniu careva, dintr-o instituție sau dintr-o companie să vadă un serviciu și să dorească să replice această experiență în Republica Moldova. Ne dorim foarte mult acest lucru. Este foarte important să menționez că această platformă se va dezvolta continuu. Deci ceea ce veți vedea dumneavoastră astăzi deja pe site-ul nostru este de fapt prima versiune și ea va fi îmbunătățită gradual în fiecare zi. Ceea ce este foarte important să avem această cooperare și deschidere. Din acest considerent, noi acum o să vedeți pe platforma noastră că noi avem acest parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică, cu Fundația Friedrich Naumann, European Liberal Forum, dar acolo poate fi, de fapt, fiecare nume a fiecarei instituții care își dorește acest deziderat, care vrea să participe și cu atât mai mult noi suntem deschiși pentru oricine sau oricare expert care dorește să contribuie la dezvoltarea acestei platforme. Dacă dumneavoastră, spre exemplu, vreți să veniți cu o idee sau vreți să dezvoltați o idee sau să găsiți parteneriate, o puteți face inclusiv prin intermediul platformei noastre. Dar ca să avem ceva vizual, o prezentăm pentru prima dată astăzi. O să o găsiți la site-ul e-transformare.md, deci este foarte simplu și intuitiv și aici. Încă o dată, www.e-transformare.md. Aici și are casa, dacă doriți, platforma noastră. Și după cum spuneam, noi am încercat să o facem intuitiv, foarte simplu, ca să fie accesibilă la un număr cât mai mare de oameni. Imediat răspund și la întrebarea domnului Donică, pentru că văd că este și o întrebare, pentru că de fapt asta este foarte important. Prin ce se deosebește această platformă de exemplu, hotărârea de guvern de 2011, ca să fie foarte clar, această soluție care vedeți aici, această platformă, această resursă, dacă doriți, nu este o soluție guvernamentală. Aceasta este doar o platformă de informare care are drept scop să compileze, dacă vreți, toate experiențele, toate ideile, pentru că s-au îngrămădit o mulțime de evenimente, o mulțime de materiale și noi vrem să avem un loc unde fiecare își poate găsi de ce este el interesat. Și acum voi prezenta platforma cum îi arată propriu zis. Deci ea are doar 7 secții, nu este foarte mult. Pe pagina principală a platformei veți vedea, de fapt, care sunt, este un fel de front space, da? Unde veți vedea un slogan al nostru, veți vedea soluții de e-transformare care apoi se repetă în capitolul corespunzător pe diferite domenii. Aici, în acest moment, vedeți 8 domenii: e-guvernare, guvernare locală, educație, e-sănătate, participare, democrație, justiție și business. Dar
ca să fie foarte clar, în aceste capitole, deci este încă o dată, este o platformă care se dezvoltă gradual. Aici vor fi adăugate alte soluții de interes, de exemplu e-comerț, sau vor fi în domeniul social sau din alte domenii, sau e-cultură și așa mai departe. Tot pe acest front space veți vedea opiniile experților. În acest moment sunt trei opinii, trei luări de poziții, una din partea unui expert al Agenției de Guvernare Electronică, una pe domeniul votului online, care am scris-o eu, și una care a scris-o doamna Rodica Crudu, expertul Lead Moldova, pe tot ce înseamnă pașaportul digital COVID și cum el funcționează în Uniunea Europeană și probabil și în Republica Moldova în scurt timp. Și pe pagina de deschidere o să vedeți contactele noastre, unde ne puteți, de exemplu, vă puteți abona la newsletter ca să vină informațiile de ultim moment pe dumneavoastră sau ne urmăriți, sau ne puteți adresa întrebările dumneavoastră. De fapt, este pagina acasă. Mai departe începe conținutul propriu-zis și vedeți următoarea secțiune. Se numește Despre platformă. O deschid chiar acum și vedeți care este misiunea platformei, cum este structurată platforma și ce este foarte important, pentru că sunt, de fapt, următoarele elemente. Membrii echipei, vedeți că în acest moment suntem 5 membri ai echipei Lead Moldova. Această echipă va crește și se va dezvolta și ea gradual. Vedeți că este domnul Igor Ciurea, care este director executiv, Nicoleta, comunicatoare și coordonatoare, sunt eu, este Kevin Tamiaru, care este business development director la una dintre cele mai mari companii IT din Estonia, și îl vedeți pe domnul Alexandru Balmoș, care este șeful direcției sau departamentului de la Comisia Electorală Centrală, responsabil de digitalizare sau de toate aceste baze de date. Mai departe, la capitolul e-guvernare, aici vor fi principii generale. Ce înseamnă e-guvernare? Ce este e-guvernare? Și încă o dată, noi am încercat ca toate aceste texte, toate aceste materiale să fie făcute într-un limbaj simplu. Ce este guvernarea? Care sunt realitățile zilei de astăzi? Care sunt beneficiile? Ce economii? Cât de eficiente și eficace sunt ele? Guvernarea electronică Republica Moldova, un scurt text despre rolul foarte important al Agenției de Guvernare Electronică. Aici avem o serie de deficiențe, de ce rata de implementare sau rata de participare sau rata de utilizare stagnează. Noi încercăm să fim și provocatori, dacă doriți, sau provocativi într-un fel, să încercăm să răspundem la întrebări. Sunt o serie de principii de e-guvernare care, în opinia noastră, sunt foarte importante, care duc la succesul e-transformării și e-guvernării în Republica Moldova și în toată lumea, de fapt, fiind încredere, securitatea datelor, autentificare electronică, acest principiu once only, sau care este rolul conexiunii internet, sau acele programe de educație digitale, cât de importante sunt ele, spunea domnul Urso despre lansarea acestei campanii și vă felicităm pentru această inițiativă foarte importantă. De ce este important ca soluțiile să se dezvolte nu doar de sus în jos, în nivel administrativ, dar și viceversa, bottom-up, ceea ce încercăm să facem și noi la Lead Moldova. De ce aceste soluții trebuie să fie dezvoltate, nu obligatoriu rocket science, cum spunem noi, dar să fie, de fapt, intuitive, simple, ca și platforma noastră. Numim noi acest principiu KISS, keep it simple and short. Deci, care este rolul utilajelor? Foarte important, care este rolul factorului politic și acestui leadership? De ce este important să avem de unde alege? Pentru că dacă nu avem de unde alege, atunci probabil noi suntem într-un fel sau altul limitați doar la o singură soluție, care nu neapărat este una cea mai bună. De aceea, probabil că este foarte important să avem această perspectivă generală, ce înseamnă e-guvernarea. Următoarea secțiune care avem aici, următorul capitol, sunt soluții nemijlocit propriu-zise pe diverse domenii. Și vedeți că în acest moment noi avem 8 capitole, e-democrație, e-sănătate, e-justiție. De exemplu, dacă o să deschidem e-sănătate, o să vedeți ce înseamnă să locuiești într-un stat în care soluțiile e-sănătate sunt implementate, pentru că, de fapt, ele nu doar soluționează careva probleme de ordin tehnic sau de ordin administrativ, ele salvează vieți, pentru că, de fapt, acum telemedicina sau datele medicale care sunt disponibile în bazele de date de sănătate nu doar ajută acest proces. Ele, de fapt, tratează mai bine unele maladii, pentru că, de fapt, ele sunt tratate la timp, dar sunt mult mai intuitive,
sunt mult mai rapide, această, de exemplu, recipisă mobilă, nu mai trebuie să călătorești sau să mergi la medic ca să iei o îndreptare la medic. Și sunt mai multe elemente, de exemplu, ce înseamnă e prescripție, e sănătate, e ambulanță și așa mai departe. Dacă o să mergem înapoi, de exemplu, la e-business, o să vedeți o mulțime de soluții și este foarte important să menționăm că aici, după cum am spus, noi avem nu doar soluții care sunt în Republica Moldova sau în alte state, noi încercăm să avem această convergență de idei și, anume din acest considerent, noi încă o dată invităm pe această platformă sau să fie parteneri acestei platforme de interes public, ea nu este de interes al Agenției de Guvernare Electronică doar sau a LID Moldova, este de interes public, din acest considerent noi invităm oricare expert care dorește să fie parte a platformei sau oricare instituție să se alăture platformei noastre, pentru că, de fapt, realitatea zilelor noastre este că soluțiile ICT sau soluțiile IT pot face viața mai simplă și toate aceste procese administrative, tehnice, mult mai simple, pe fiecare domeniu, pe fiecare palier, vă puteți dumneavoastră imagina. Începând de la grădiniță, școală, universitate, business, sănătate, aspecte sociale și așa mai departe. Și, de fapt, ideea de bază a statelor care au devenit lideri în domeniul de guvernare electronică este că, dacă există o problemă, în primul rând de funcționare sau administrativă sau de alt gen, în primul rând se întreabă instituția corespunzătoare care ar fi acele soluții cu utilizarea serviciilor ICT sau platformelor ICT sau soluțiile de guvernare electronică sau de e-transformare care pot, de fapt, ușura tot acest proces, îl poate face mult mai fiabil, mai rapid, mai simplu, mai ieftin și așa mai departe. De exemplu, dacă o să vedem e-participare, aici o să găsiți diverse soluții. Desigur, noi suntem chiar acum în această febră electorală și unul dintre ideile noastre de bază care îl promovăm este promovarea votului la distanță, pentru că, de fapt, acele argumente care funcționau 15-20 de ani în urmă, că nu este fiabil, nu este securizat, nu este absolut sigur, nu mai sunt valabile în ziua de astăzi. Și unul din rolurile platformei noastre este exact să ridicăm aceste întrebări, să ascultăm cetățenii, oamenii, instituțiile de stat private, think tank-urile, academia și așa mai departe și să răspundem la aceste întrebări. Și noi nu vom răspunde doar noi, vor răspunde și colegii noștri din Agenția de Guvernare Electronică, experții din diferite instituții și așa mai departe. Următoarea secție, subsecție, capitol, numiți-l cum doriți, noi aici vrem să plasăm cât mai multe opinii ale experților în domeniu, ale celor persoane care sunt implicați în acest proces, din toate instituțiile, inclusiv și persoane private, sau companii, de exemplu, private și nu doar din Chișinău, nu doar din instituții de stat, dar să, cum spunea și Igor, să mergem și în localitățile din Republica Moldova, să încercăm să vedem care sunt soluțiile, care sunt idei, pentru că noi realmente credem că această cooperare dintre instituțiile de stat, instituțiile private, academia și think tank-uri, ea este doar benefică acestui proces. Și vedeți, în acest moment avem trei opinii. Una este pe votul internet, după cum spuneam. Noi intenționat n-am scris 30 sau 50 de opinii sau articole sau, nu știu, interviuri sau lor de poziții, pentru că, de fapt, vrem să avem o varietate cât mai mare a acestor opinii. Și ce este foarte important, nu vă temeți să ne scrieți nouă, nu vă temeți să veniți cu ideile dumneavoastră, pentru că nu este neapărat că opiniile care sunt în această rubrică, în acest capitol, opiniile expertilor, se coincidă cu a noastră. Noi nu vrem să monopolizăm niciun fel acest proces, probabil nicio instituție din stat nu își dorește acest lucru. Trebuie să existe această discuție și să încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. Un alt capitol, penultimul, care vreau să-l prezint, de fapt este un conglomerat, dacă doriți, de informații de divers gen, care sunt, de fapt, pe diverse platforme în Republica Moldova și în afară, despre aceste soluții de guvernare electronică, despre aceste, nu știu, prezentări, ghiduri, multimedia, infografice, articole, tematice și așa mai departe. Deci noi o să încercăm ca cele mai relevante prezentări, de exemplu, noi să le facem publice
Dacă cineva va dori să le folosească pentru, nu știu, o prezentare în cadrul instituției pe care o reprezintă, sau într-o școală, sau într-o universitate, sau chiar într-o grădiniță, cum spunem noi, să le găsească aici. Aici deja o să vedeți o serie de prezentări în format PowerPoint, inclusiv care le-am folosit și eu personal, sau care le folosește Agenția de Guvernare Electronică. Noi vrem să le facem publice, ca toată lumea să aibă acces la ele, să le poată folosi. Sau dacă mergem un pic înapoi la ghiduri, cele mai relevante studii care sunt pe domeniul corespunzător, le veți găsi tot aici și mă refer atât la ghidurile noastre, ale Lead Moldova, care le-am făcut, de exemplu, aici, sau pe vot electronic, sau care le-am făcut împreună cu colegii de la IPRE și alte instituții, sau acele ghiduri care sunt ale Agenției de Guvernare Electronică, să le găsiți într-un loc unic, într-o platformă, iarăși într-un format ușor, ca să le puteți previzualiza sau să le descărcați. Este foarte important, am zis, să avem aceste în secția, subsecția, dacă doriți, multimedia, unde noi încercăm să venim cu niște explicații scurte din partea noastră, dar și toate aceste prezentări în format, de exemplu, YouTube, care sunt dezvoltate de către Agenția de Guvernare Electronică, o să le găsiți toate aici care sunt relevante. Este foarte important acest lucru, pentru că, de fapt, într-un singur loc, fără să căutați multiple instituții sau multiple resurse, puteți să găsiți toate materialele pe care le considerăm relevante. Mai jos tot aici o să găsiți o mulțime, dacă doriți, de infografici tematice, care de fapt reprezintă această temă. Începând de la cum se folosește semnătura electronică, despre internet, despre încredere. De exemplu, aici dacă o să deschidem, o să vedeți acest infografic cum este folosită semnătura electronică în Moldova, care sunt modalitățile de utilizare, folosire și așa mai departe. Tot aici o să găsiți rapoarte, strategii, documente care sunt de fapt mai consistente, mai mari, dar noi am decis să le avem aici. Aici este răspuns și la întrebarea domnului Donică. Da, acele strategii naționale le veți găsi aici, dar încă o dată, aceasta este o platformă pentru uz larg, pentru uz masiv. Și aici, tot în subrubrica, în subcapitol, veți găsi interviuri tematice ale experților în domeniu. Și ultimul element al platformei noastre, noi l-am numit asistență, arată el în felul ăsta. De fapt, noi urmărim Lead Moldova și împreună cu toți partenerii. În acest moment spuneam că avem trei parteneri, este Agenția de Guvernare Electronică, FNF și ELF, dar noi ne dorim ca dacă o instituție, fie ea educațională, grădiniță, școală, universitate, companie și așa mai departe, instituție de stat, dacă își dorește o prezentare propriu-zisă sau o lecție publică, dacă doriți, pentru membrii sau echipele dumneavoastră, noi vom putea face acest lucru, iar acolo unde noi nu vom avea, și este foarte important ce vreau să spun eu acum, acolo unde noi nu vom avea competențele corespunzătoare, pentru că, încă o dată, noi nu vrem să ne erijăm într-o instituție care cunoaște toți sau să monopolizăm, noi vom invita cei mai buni specialiști în domeniu din Republica Moldova sau din afară, pentru că vrem să folosim la maxim acea rețea, acel network, dacă doriți, care îl avem noi, dar vă asigurăm că avem o rețea foarte mare de experți, atât în Republica Moldova, cât și la nivel european și pan-european, dacă doriți. Un alt element care noi îl propunem către dumneavoastră este dacă doriți să organizăm un seminar sau un webinar tematic, iarăși după același principiu, vă adresați nouă, o să vedeți mai jos la fiecare dintre subrubricile corespunzătoare, puteți solicita acest serviciu dacă doriți, numind numele solicitantului, adresa, numele organizației și o scurtă descriere a solicitării dumneavoastră. De asemenea, noi putem să organizăm și aceste vizite de studii sau creare de rețele, networking sau evenimente speciale care sunt tematice platformei noastre. Acestea fiind spuse, mă opresc aici și vom fi bucuroși să răspundem la eventuale întrebări care există. M-am străduit să răspund un pic la întrebarea domnului Donică, dar dacă cineva dintre speakerii noștri în acest moment vrea să vină cu o completare, vă rog mult. Domnul Ursoi, domnul Wagner, domnul Ciurea. Domnul Ursoi, după ce ați vizualizat prezentarea platformei, dacă puteți să veniți cu o careva completare. Mersi mult, Victor, pentru prezentare.
eu am vizualizat-o și mai devreme, dar și în cadrul prezentării actuale, într-adevăr, platforma este una foarte, foarte bună și oferă un set vast de informații aferente domeniului de e-transformare. Din punctul meu de vedere, ca utilizator, este foarte, într-adevăr, cum ai spus, este foarte intuitivă și accesibilă, foarte ușor de găsit diferite informații în dependență de interesul celui care accesează platforma respectivă. Cum am și menționat anterior, noi în continuare o să venim cu informații adiționale în măsura apariției acestora pentru a completa în diferite compartimente, iarăși pentru a fi accesibilă publicului și a contribui la această alfabetizare și informare a cetățenilor noștri despre e-transformare și modernizarea serviciilor publice și accesarea lor, potențială accesare online în detrimentul statului în rând la ghișeu. Vreau să mă rezum aici, într-adevăr, este foarte, foarte ușor de accesat informația, foarte utilă și felicitări vouă cu acest produs, sper foarte mult și sunt sigur că o să fie util tuturor celor care îl vor utiliza. Domnul Soi, vă mulțumim foarte mult. Încă un element important care nu l-am menționat este că textul de bază al platformei este în limba română, dar în toolkit, de exemplu, sau în interviuri, dacă vom vedea că sunt interviuri în alte limbi, care de fapt răspund așteptărilor acestor platforme, desigur, și deja o să puteți vedea prezentări în limba rusă sau în limba engleză. De aceea, oricare elemente sau oricare materiale care sunt în mai multe limbi, le veți găsi tot aici în toolkit. Raimar? Da, din partea mea un gând bun, de fapt, pentru acest proiect. Sper să fie utilizat, cum am zis și în intervenția mea anterioară, de cât mai mulți oameni de la mass media. Până la urmă este un instrument de educație, până la să zicem, cadre didactice. Sper să devină, ce să vă doresc cu acest proiect, să devină una din principalele surse de informații din Republica Moldova pentru cei care au întrebări ce înseamnă digitalizarea. Vă doresc succes! Vă mulțumim foarte mult! Da, este doar un prim pas. După prezentarea propriu-zisă vor urma o serie de evenimente. Noi vom încerca să promovăm platforma nu doar online, noi vom încerca să discutăm și cu media, ca actori ai schimbării, cum numim noi. Noi vom folosi platforma pentru diverse instituții care vor arăta interes. Noi vom încerca să promovăm aceste parteneriate cu, virgulă, cât mai mulți parteneri din Republica Moldova, dar și instituții internaționale care sunt interesate de acest lucru. Și vreau să-i ofer un cuvânt de încheiere domnului Igor Ciurea, director executiv Lead Moldova. Igor? Da, mersi mult, Victor, mersi mult tuturor pentru intervenții. Eu vreau doar să mai vin încă o dată cu acel apel către diferiți specialiști din diferite domenii să încurajez să facă uz de acest instrument de comunicare, ori noi ne-am convins de foarte mult că un instrument bun nu are niciun rost atâta timp cât el nu este și unul utilizat. Și noi cumva prin platforma asta anume încercăm să aducem mai aproape, să explicăm mai bine anumite resurse existente și să oferim și inclusiv experților, specialiștilor care lucrează, dezvoltă soluții pentru ca ei să ajungă la cât mai mulți tineri. La cât mai mulți oameni în general, ok. Și după cum am menționat de câteva ori, noi ne luăm angajamentul, de fapt, să promovăm conținutul platformei, să menținem acest dialog cu formatorii de opinie, cu presa, cu alți actori care pot să ofere vizibilitate resurselor de e-transformare și digitalizare existente. Mersi mult! Mulțumim, colegi, foarte mult. Vă așteptăm la noile evenimente care vor avea loc cu utilizarea platformei noastre, noi lansate chiar astăzi. Acest lucru se va întâmpla nu foarte departe, pentru că noi ne planificăm, cum a spus Igor, o serie de evenimente chiar în această vară și o serie de evenimente vor avea loc chiar în viitorul apropiat.
Vă dorim o zi cât mai frumoasă, un sfârșit de săptămână bună și cel mai important să fiți sănătoși. Și să dezvoltăm toți împreună o Moldovă digitală, în care să fie ușor de lucrat, de activat și de trăit. Mersi mult, o zi bună tuturor! La revedere!